conoscere Radio Difuzioni Române. Am venit din Târgu Mureș să vă cerem sprijinul ca problemele minorității maghiare să fie auzite la emisiunile de radio naționale. Minoritatea maghiară din Transilvania este plătitoare de impozite și considerăm că 7% din salariul pe care îl primiți este din munca noastră. Din acest motiv cerem ca într-o proporție, dacă se poate, dacă nu de 7%, cel puțin jumătate, să fie redată în emisiunile pe care le organizați situația noastră în mod obiectiv. Pentru aceasta este nevoie ca să invitați în emisiunile dumneavoastră și organizațiile civile care luptă pentru ca minoritatea maghiară să trăiască în mod legal. Luptă pentru ca Constituția României să fie aplicată fără discriminare, pentru ca legile de care România se mândrește, cu care România se mândrește, care sunt aduse în favoarea sau în sprijinul minorității maghiare și a celorlalte minorități din România, să fie legi puse în aplicare. O lege atâta valorează cât ea este aplicată. Noi suntem o minoritate pașnică și dorim să trăim în această țară, să luptăm pentru ca această țară să progreseze și să fie una dintre cele mai bogate țări din Europa. Pentru acest motiv este nevoie să fim bun specialiști. Fiecare persoană poate să devină bun specialist în limba sa maternă. Noi învățăm limba română în licee, în școli generale, însă învățăm materiile de bază în limba maghiară. Universitatea de Medicină și Farmacie este o universitate unde materiile de bază, biologie, chimie, fizica, este învățată în limba maternă. Este foarte greu să facem un învățământ profesionalist introducând în perioada universității limba română ca o limbă de studiu. La ora actuală, în universitate, se învață în două limbi, ceea ce îngreunează ca minoritatea maghiară să poată să-și însușească propriile cunoștințe într-un mod deosebit. Este foarte important să cunoaștem limba română, noi știm limba română, fiecare poate să vorbească foarte bine limba română, chiar dacă sunt mici subtilități pe care nu le cunoaștem, subtilități pe care probabil 80% dintre români nu le cunosc, însă putem vorbi cu bolnavii, putem comunica cu colegii în limba română fără probleme. Însă, dacă ne dați posibilitate să studiem în limba noastră maternă, putem învăța mai ușor și astfel putem fi profesioniști mult mai buni. Este foarte important ca învățământul în limba maghiară să-și recapete propria autonomie universitară, pentru că la ora actuală egoismul cadrelor universitare de etnie română din Senat nu dau posibilitate dezvoltării învățământului în limba maternă. Astăzi, învățământul în limba maternă nu aduce niciun dezavantaj învățământului în limba română, doar egoismul rectorului Universității Leonarda Zamfirei și a profesorilor creează aceste tensiuni interetnice. Noi dorim ca în anul centenarului Marii Uniri aceste conflicte interetnice să fie conflicte ale trecutului și ca popoare creștine să găsim drumul unul spre inima celuilalt. Noi aici, în această țară, avem cele mai multe biserici construite din Europa, 24.000 de biserici, cele mai multe pe cap de locuitori din Europa.
și trebuie să avem puterea ca creștini să putem rezolva aceste conflicte. Aceste conflicte nu pot fi rezolvate decât prin sprijinul Guvernului României și prin sprijinul mass media. Este foarte important să ne dați posibilitate ca prin emisiunile de radio să ne putem și noi exprima punctul nostru de vedere. Bineînțeles, trebuie ca și părerea profesorului de etnie română să fie dezbătută. Noi nu vrem ca numai problema noastră să fie auzită, problema fiecăruia, însă trebuie să existe o ambianță care poate fi realizată numai prin emisiuni obiective și nu subiective. Pentru asta este nevoie să fim invitați mult mai mult decât